Salutare YouTube, sunt Florin Fit și astăzi mergem în vacanță. Nu vă zic încă unde merg, dar oricum o să vedeți până la finalul vlogului. Acum am oprit la Râmnicu Sărat să mâncăm. Stăm jumătate de oră, am plecat de acasă de la Piatra Neamț de 3 ori, cred, 2 ori. Așa că hai să mâncăm și vedeți mai multe pe parcursul vlogului. Hai înăuntru să mâncăm. Dacă aș vrea niște carne cu orez, mi-e poftă tare. Dar vedem. Am oprit la Giurgiu, la un peco, să punem motorină și să facem șușu. Pentru că n-am mai făcut de la Buzău, de la Râmnicu Sărat. E seara afară, e ora 9:30, uitați. Deci asta este vremea mea preferată de condus. Da. Nu știam la pompă de ce în loc de 340 era 320, e reducerea aia de 5%, da. Da, da, să luăm ceva de bun, nu? Apă trebuie, ba da, dar am zis ei. Da, apă. De care apă de? Păi, nu știu, plată. Tentația pe drum este să luați din astea, dar nu. Nu trebuie să vă luați prostii din astea. Luați-vă mâncare la casele voi, mai chiar dacă mergeți în vacanță, nu vă stricați dietele. Nu. Apă plată, maxim un batron pe proteic. Deci suntem bronzați înainte să mergem la mare. Băi, am slăbit 6 kg mai din la când am făcut traseul ăla de 40 km. El e jos. Dar ne revenim că încerc aici în vacanță să mă antrenez măcar de 4 ore într-o săptămână. Hai 5. Nu 4. Hai că trebuie să vedem cum o să fie, că aglomerat sau nu. Deci nu, dacă sunt nebun că vorbesc singur în baie. I'm walking around in the circle of life, doing things I... Păi am ajuns la vamă, coada are undeva la 500 de metri. Foarte mică. Cred că deja vă dați seama unde mergem, nu în Bulgaria. Mai avem până la cealaltă vamă, undeva la 6 ore, deci v-ați dat seama singuri. Am trecut vama, suntem în Bulgaria. Am oprit aici să luăm rovinietă, eu mănânc un sandwich cu pâine integrală. Și direcția Grecia Cavala. Mai avem undeva la 4 ore jumate sau 5 ore prin Bulgaria, apoi încă vreo 2 jumate prin Grecia. Poftă bună, Florin! Pâine integrală, șuncă și cașcaval light. Dar iar o să-mi iese coșul de la lactoză. În fine, asta e. O să apar mâine pe vlog cu coșul. Am mâncat din ăsta, celofan din ăsta, cum se cheamă. Poftă bună și la celofan, Florin. Și celofan, mai staniol, ce naiba o fi ăsta? Aluminiu. Este 7 dimineața, am ajuns. Am băut o cafea. Problema este următoarea, nu am wireless, nu am, de fapt, nu am roaming activat, pentru că dar trebuia să-mi schimbe oferta la abonament, nu știu. Și o să caut aici o cartieră, dacă nu, oricum la cazare avem wireless. Dar nu mai trebuie să-mi iau neapărat o cartieră de aici de la ei și îmi bag ca să am internet tot timpul, că
Nu poți stau așa, fără, mai pun un story, mai vorbești, mai... Îmi iau o cartelă, dar n-ai cum să ai fără internet, cum? Deci asta e lege de aur. Și m-am conectat la wireless, la o cafenea. Și acum mergem aici, ne plimbăm pe faleză. Că abia la ora 12 se face check-in. Și e frumos. Cavala. Mă, am observat o chestie aici. Foarte mulți oameni, uite, dimineața la 6, aleargă aici pe faleză. E o faleză foarte lungă, o să vă arăt o imagine. Și aleargă, uite, de exemplu, fata asta din spate. Aleargă oameni care înțeleg cum se treaba. Și acum să vă spun unde sunt. Sunt exact în Grecia, Cavala. Uitați ce frumos este aici. Deci, am mai fost odată acum 3 ani. A fost fain și acum am revenit. Uite, acum am luat-o greșit, să iau pe partea asta înaltă. Hai că vă trag niște cadre de aici, de pe faleză, vedeți cum e. Aș vrea aici să mă antrenez, să fie o vacanță în care să nu-mi bat joc de corpul meu, să mănânc prostii, să mănânc patiserii, să mănânc... Vă dați seama că o să am și niște cheat meal-uri, abia aștept, dar măcar nu o să-mi bat joc total de corp, îi dau down. Vreau să mă antrenez, aș vrea să fac o alergare pe faleza asta, dar... E tare frumos dimineața, dar încă mă dor genunchi după maratonul de 40 km. Dar vedem, poate până plec, întreg genunchi. Poate până plec, întreg genunchi. Hai să vă trag niște cadre de pe aici, după alea. Deci este ora 11, până acum 2 ore am făcut baie în mare și am dormit undeva la o oră, cred, pentru că eram foarte obosit de pe drum, chiar dacă eu am mai dormit pe drum un pic. La cazare cred că putem intra undeva pe la ora 12. Acum trag niște cadre pentru vlog, mai stau pe aici, abia aștept să ajung acolo, să nu las bagajul. Câte am vrut să vă spun, dar cum am dat drumul la cameră, am uitat. Sunt obosit. Și cam atât. Hai să cobor un pic pe plajă. Mamă, dar cred că de la somn, nu mai știu ce să vă mai spun. Telefonul a rămas în mașină și cu tot, cu portofel, cu tot. Acum am venit să-l iau. Deci nu găsim parcare, măi. Deci nu este absolut niciun loc de parcare, nimic. Fructe de mare. De mare. Superb. Am găsit loc de parcare, de parcare. Băi, mă nebune cineva cu vorba asta, așa cum mi-a rămas în cap. Hai să ne cazăm, e ora 12. Îi întorc pe două portofelul, cred. Am fost la cazare, însă nu v-am arătat-o acum, pentru că eram toți acolo în casă și... N-am filmat să apară toată lumea pe cameră, poate nu prea toată lumea să apară. Însă probabil vă voi arăta o diseară. Acum am venit aici în port să mâncăm. Pară ce mănânc, oricum am poftă de niște fructe de mare, de care, de mare. Mi-am pus turbanul ăsta în cap tricou. Dai seama, n-ai cum să nu mergi fără tricou. De acum eu nu mai iau tricou sau mai iau cu mine până nu plec de aici. Cel mai fericit așa. Când stai fără tricou.
I'm walking around in the circle of life, doing the things I know. Walking the same ways 100 times with the same soul. But do you ever try path on the right side? Put it up in your life. Hai să vă prezint și cazarea. O să vorbesc în șoaptă pentru că toți ceilalți dorm. Aici sunt două dormitoare și două băi. Aici este încă un dormitor în care dorm eu. Intrarea, living-ul mare, cu masă. Aici oglindă, în care îl vedeți pe Florin Fit mereu. Dacă veniți aici, o să mă vedeți acolo în oglindă. Stele de mare. Luați ăsta, îl dați la o fată, îi spuneți că l-ați făcut voi, pe toată durata vacanței. Uite, asta iese de aici. Chestii interesante, măi. Și acum bucătăria. Astea nu-s amele, niciun caz. Vinul ăla nu e meu. Nici înghețatele. Aici nici nu sunt mai deschid. Aici este un balcon mic, dar nu este ăsta balconul pe care vreau să vi-l arăt, ci zona asta, unde ieșim direct pe plajă. Uite, vedem și Tasosul, Cavala în dreapta, Cavala în stânga, cetatea aia de acolo. Poate o să mergem în vlogurile viitoare, vedem. Dar e superb. Alea nu s-a mai ele, nici nu vreau să văd. Nu vreau să-mi cad dință. Dar asta e a mea. Poftă bună, Florin. Am plecat să mâncăm. Acolo este cazarea. Undeva acolo. Este ora 9 seara. 9:10. Acum este o căldură plăcută. Ziua azi a fost cam insuportabil, undeva la 38 de grade, 39-40 pe acolo. Bine, se resimte mult mai cald. Da? Este super frumos. Uite-l pe nenea pescărușul. Codârlici. Și îi dăm înainte. Hai să vedem ce mâncăm. Și unde mâncăm? O te prindem o seară grecească cu instrumente locale. Ultima dată când am fost, am prins niște tineri de ăștia de vreo 20 de ani care veniți acolo și cântau la un instrument de ăsta. Cum se numește? Cum se numește instrumentul ăștia? Instrumentul ăștia. Cum? Mandolină. Dar nu e mandolină, se numea altfel. Am uitat. Hai mai să luăm mâncare. Ce frumos! Uite cum mai arg oamenii aici, fiți atenți! Oameni de 60 de ani, 70 de ani. Cam asta a fost și prima zi de vacanță, este luni, mai am undeva la 7 zile sau 6. Azi nu am antrenat, am fost obosit, cum am venit de pe drum. Am dormit doar jumătate de oră pe plajă dimineață. Mâine sper să mă antrenez. Mi-aș dori să merg aici la o sală în Cavala. Eu credeam că nu o să găsesc sală, dar m-am uitat pe Google și sunt undeva la 8-10 săli. Deci avem. O să vă arăt acum o priveliu, știi, cu toată Cavala, tot orașul. Cred că videoclipul ăsta îl voi posta marți sau miercuri. Dacă am timp în seara asta să reditez, dar la ce obosit sunt, nu voi avea timp. Și ne vedem cu episodul următor.
episodul 2 din vacanță. Deja am cearcănii la ochi de la oboseară. Să aveți o zi extraordinară. Eu o să am o seară extraordinară. Sănătate. Vă salută Florin Fit. Poftă bună, Florin. Try to puff on the left side, put it up in your eye.